Parlamentul bulgar a aprobat deschiderea parțială a arhivelor fostelor servicii, pe asta pentru a nu prelicrita siguranța națională, siguranța națională. Și a fost o permanentă susținătoare a legii ilustrației. A fost Ciprian Sasu despre colaborarea liberalei Mona Muscă cu securitatea. Surse din Agenția Națională pentru Reglementare în domeniul energetic au declarat pentru Antena 1 că agenția va propune o creștere cu 34% a tarifului pentru curentul electric. De laborator recoltate de la păsările sălbatice și domestice au ieșit negative. Și ca să iasă din... Un deputat a mărturisit de la tribună că și el are o idee de lege. Iar rezultatele finale se vor afișa pe 25 iulie. A fost Irina Olteanu cu un material. Au scăpat ca prin urechile acului. Doi bărbați au fost cât pe ce să pățească ceva foarte rău după ce mașina în care se aflau s-a prăbușit peste care cei doi tineri erau în timpul serviciului, iar mașina era... Președintele Uniunii Marco Bello a declarat că pentru activitatea guvernului ar acorda calificativul bine. Reamintim că pentru siguranța șoferilor de stat și de guvern, unele șefilor de stat și de guvern. Ceață persistentă în centru, sudul și estul țării și frumoasă în rest. Și aceasta cu atât mai mult cu cât și Camera Reprezentanților a sprijinit planul de retragere a trupelor în cadrul unei sesiuni organizate săptămâna trecută. Camera a votat vineri proiectul de lege care stabilește o legătură între finanțarea războiului și o retragere din Irak până cel târziu la 31 ani. 2008. Caz incredibil în Cambodgia. Un polițist pretinde că și-a găsit fiica dispărută în urmă cu 19 ani. Tânăra care are acum 27 de ani a dispărut fără urmă în urmă cu o săptămână din jungla cambodgiană. Și asta după ce acest om și-a observat că fata sa avea o cicatrice pe mâna lui stângă. Președintele Autorității Naționale Palestiniene Mahmoud Abbas. Așadar, oamenii cred că cerințele funcționarilor publici sunt îndreptățite. Bună dimineața, reprezentanții ies din nou la rampă în subiectul dosarelor. Lavinia Șandru susține existența unor locații unde s-ar afla microfilme cu toate documentele fostei securități. Societatea civilă îngrijorată de soarta proiectului de lege privind controlul averilor și cum îi lasă inflația moritor de foame pe majoritatea românilor.